Planificat o acțiune privind victimizarea elevilor, deoarece în cursul anului 2014 furturile de la călători au avut o ușoară creștere. Din această cauză, fiind totodată și începutul școlii, am hotărât ca la nivel regional să organizăm o acțiune în care efectiv vom împărți niște pliante și vom informa mai ales elevii despre riscurile la care se supun în momentul în care folosesc și tranzitează trenul.